Salut, prieteni! Vorbim astăzi despre un invitat special, dr. Mihai Lupu. Salut, domnul Mihai Lupu! Ce mai spuneți dumneavoastră? Cum este viața în Germania? Salut, Johnule! Uite, am fost puțin prins săptămâna asta. Știu că m-ai contactat și n-am reușit să vorbim. Dar astăzi am o zi liberă și încerc să-ți răspund la niște întrebări pe care o să mi le adresezi în continuare. Eu sunt Mihai Lupu, am 65 de ani, sunt în 2003 în Germania și sunt cardiolog de meserie. Apreciez oamenii care își doresc mai mult pentru a câștiga mai bine, să aplice pentru străinătate. Încurajez, mai bine spus, străinătate. Am înțeles, domnul Lupu. Vreau să vă pun o întrebare care mi-a adresat-o un prieten și vă adresez și dumneavoastră, poate o să asculte și publicul. Ecografia specială pentru cord. Vreau să mi explicați mai în detaliu ce înseamnă ecografia cord. Da, o să vorbim astăzi despre ecocardiografia. Este un test care utilizează unde sonore, da? Pentru a produce imagini ale inimii. Imaginea este un ecocardiogram. Acest test va permite medicului să monitorizeze modul în care funcționează inima și valvele. De exemplu, sunt multe proceduri, de exemplu, poți vedea cheacul de sânge în inimă, lichid în sacul din jurul inimii și probleme cu aorta. Îți mai pot spune că există mai multe tipuri diferite de ecocardiogram. Ecocardiografia transtoracică, ecografia transesofagiană, ecocardiograma de stres sau ecocardiograma 3D. Deci, monitorizarea EKG de obicei se face între 24 și 72 de ore. La pacienții cu palpitații, hopuri, goluri în piept sau opriri cardiace sau leșinuri sau amețeli. Pentru a diagnostica tulburările de ritm sau de conducere. De exemplu, holderul se pune în prelungire 3, 5, 7, 14, 30 de zile când există suspiciuni arteriale la pacientul cu AVC. Am înțeles. Vreau să mai îmi explic ce înseamnă holder. Să înțeleagă publicul ce înseamnă această mașinărie. Holder. Da, această mașinărie, pe înțelesul tuturor, este un aparat care măsoară automat tensiunea arterială. De-aia se numește holder. Aparatul este asemănător unui mic computer, da, care conține un procesor și card de memorie, un senzor, o pompă care măsoară tensiunea arterială. Termenul corect este motorizat automat în tensiune arterială pe scurt, MATA. Se motorizează MATA, motorizarea ambulatorie automată, ATA, care în fiecare zi, de exemplu, tu când te pui la somn, aparatul îți monitorizează până dimineață tensiunea arterială, ca să înțelegi tu și să înțeleagă și publicul. De câte știu eu, ce am auzit, că mai există un aparat în care se testează efectele inimii, gen o bandă de alergaj sau o bicicletă ergometrică. Este adevărat? Da, este adevărat. Există un test de efort, se poate efectua la covorul rulant, o bandă de alergat sau bicicletă ergometrică. Acestea evaluează reacția inimii și vaselor de sânge la efort și are
utilitatea într-o gamă largă să descoperi anumite boli ale pacientului. De exemplu, diagnosticul bolii cardiopatii ischemice pentru evaluarea riscului și pronosticul în boli cardiovasculare, pentru evaluarea simptomologiei corelate cu efortul fizic, unei boli valvulare, insuficiență cardiacă, hipertensiune pulmonare, sunt mai multe procedee. Orice situație instabilă a pacientului poate agrava sau pune viața în pericol. Vreau să mai spui cum se măsoară corect pulsul acasă cu aparatul de măsură. Da, măsurarea corectă a tensiunii arteriale prin metoda clasică, aparat cu mercur sau aparate electronice, se poate respecta câteva reguli. Măsurarea tensiunii arteriale se face după 5 minute de repaus, șezând, brațul să fie la nivelul inimii, să nu se fumeze cu minim 15 minute înainte ca tu să iei măsurătorile, să nu se consume cafea în ora precedentă a examinării, să nu se administreze stimulent. La pacienții peste 65 de ani, de exemplu diabetic sau sub tratament antihipertensiv, imediat la câteva minute, după ce se așează în poziția așezut, se va ridica în picioare, se va măsura din picioare și după aceea se va schimba poziția pentru a măsura doar pacientul. Există și posibilității măsurări și înregistrării valorii tensiunii arteriale pe parcurs sau 24 de ore sau 48 de ore. Am vorbit despre Holder. De exemplu, vă pot spune tensiunea normală mai mică de 120 și mai mică de 80 pe hipertensiune 120, 139 sau 80 sau 89. Hipertensiune primul stadiu 140, 162 sau 90, 99. Hipertensiune al doilea stadiu 160 sau mai mare sau 100 sau mai mare sau criză hipertensivă mai mare de 180 sau mai mare de 110. Mai pot adăuga bebelușii între 1 și 12 luni, sistolică 74-100, diastolică 50-70, copii între 1 și 3 ani, sistolică 80-112, diastolică 50-80, preșcolarii între sistolică 80-110, diastolică 50-77, preșcolarii între 6 și 12 ani, sistolică 75-80, diastolică 54-80, adolescenții între 13 și 18 ani, sistolică 94-140, diastolică 60-88. Acestea sunt niște categorii de vârstă a ritmului cardiac sau tensiunea sistolică-diastolică. Vreau să-ți mai pun o întrebare. Ce medicamente se pot administra în hipertensiune arterială? Am înțeles. Deci fiecare pacient are problemele lui de sănătate, trebuie să se prezinte la un control medical și după aceea să se administreze medicamentele corespunzătoare pacientului. Pot adăuga metoprolol de 100 mg pentru hipertensiune arterială, infarmile cardic acut, ajută în terapia hipertensiunii și ritmul cardiac. Problema că acest medicament este recomandat numai pentru femei, pentru bărbați nu. Mai pot recomanda și nebile de 5 mg. Nebiletul conține nebivolol, un medicament pentru sistemul cardiovascular ce aparține grupului de medicamente beta-blocante selectiv. Acesta previne creșterea frecvenței bătăilor inimii și controlează forța de pompare a inimii. De asemenea, dilată vasele de sânge, ceea ce contribuie la scăderea tensiunii arteriale. Este utilizat pentru tratamentul tensiunii arteriale foarte mari. Acestea sunt unele dintre medicamentele care le recomand eu. În Germania există alte medicamente sub alte denumiri. Acum depinde de vârstă, depinde de pacient.
De exemplu, aceste medicamente nu se ia după ureche, doar cu prescripții medicale. Am înțeles, domnul Lupu, vă mulțumesc că m-ați lăsat să vă răpesc 10 minute din timpul dumneavoastră și vă mulțumesc pentru acest podcast și sper că ne vom revedea din nou. Vă mulțumesc și eu foarte mult și sper că am fost util în acest podcast și eu vă spun la revedere și sper că ne vom revedea cât de curând. Și eu vă mulțumesc, domnul Lupu. Eu vă spun la revedere, dați un like și un subscribe numai aici pe canalul meu, abonați-vă pe canal și numai bine, la revedere!